În cadrul salonului de vară al pictorilor mușceleni, doi scriitori argeșeni au prezentat publicului câmpulungean mai multe cărți ce poartă semnătura lor. Aceștia sunt coloneii în rezervă Ion Bratu și Cristache Gheorghe. Născut în comuna Buzoiești, pe malul Teleormanului, Ion Bratu este unul dintre personajele marcante ale vieții culturale din Argeș. Poet, prozator și pictor, Bratu are o teorie interesantă despre locul unde s-a purtat bătălia de la Rovine. După domnia sa, acesta ar fi în comuna Buzoiești. La Câmpul Lung, colonelul și-a prezentat mai multe cărți ce au văzut lumina tiparului în ultima perioadă. Eu fiind în ascendența marelui Cârlova, Vasile Cârlova, care pleacă de acolo, trece prin atâtea generații de scriitori, printre aceștia, numărându-mă și eu. Am onoarea, stimați mușceleni, să lansez astăzi, aici, al 40 și 41-lea volum de scrieri ale mele. Primul se numește Am suveston o țară. Prietenul său, Cristache Gheorghe, este un împătimit istoric căruia îi place să caute în arhive și manuscrise adevăruri despre istoria românilor. Cărțile sale au subiecte care aduc în fața cititorului lămuriri ale unor enigme peste care s-a așternut colbul vremii. Am adus aici câteva exemplare care le-am considerat mai așa, mai apropiate de sufletul muștelenilor și argeșenilor. Împreună cu alți colaboratori, tot argeșeni și mușteleni, am publicat câțiva ani în urmă această lucrare, Județul Argeș, mileniul 3, anul 1. Închipuiți-vă cât a trecut atunci. Ca atare, cartea n-a ajuns aici, pentru că așa este actuala situație din România. Înainte, în vechiul regim, cum era el atunci, era difuzarea cărții și orice carte bună se difuza și ajungea în toate bibliotecile, se aproape în toate bibliotecile din țară. Cele două personalități ale culturii argeșene au fost bine primite de publicul mușcelean, care a rămas încântat și de prezența costumului popular autentic, îmbrăcat de câteva mușcelence destoinice.